Ministrul Sănătății Alexandru Rafila revine cu semnalele de alarmă privind al șaselea val de COVID-19. Ministrul spune că numărul de infectări se dublează de la o săptămână la alta și prevede că vom ajunge la 12.000 de cazuri pe zi în august. Vestea bună este că din toamnă vom avea și vaccinurile adaptate noilor forme de COVID, mai spune Ministrul Sănătății. Invitat la emisiunea selectiv moderată de Dan Bucura, ministrul Alexandru Rafila a explicat de ce a dispus revenirea la măsurile din timpul pandemiei în spitale. Totdeauna, când ai o situație epidemiologică care evoluează într-un mod care poate să devină îngrijorător, trebuie să iei niște măsuri înainte de uh, materializarea acestor lucruri, și ceea ce am făcut noi este o procedură obișnuită. Ea a fost generată de faptul că am avut de la o săptămână la alta o creștere aproape, o dublare a numărului de cazuri înregistrate în România. Vedem că acest trend continuă și România nu e singură. Acea, acea situație se întâmplă în multe țări din Uniunea Europeană și încercăm să repetăm, dacă se poate spune așa. Întreaga procedură, tot conceptul care a stat la baza gestionării, a spune eu cu destul de mult succes, a valului al cincelea. Alexandru Rafila le recomandă celor care au comorbidități să-și facă doza a treia de vaccin pentru că ajută. Despre a patra doză vorbim în septembrie, precizează ministrul. Persoanele din categorii la risc înalt, care au diverse boli, comorbidități și așa mai departe, ar trebui să-și facă cel puțin doza a treia pentru că, totuși, proporția de cazuri grave dacă ai făcut boosterul, este ceva mai mică. Iar în ceea ce privește această mă rog, posibilă doza patra, care în România a început să se administreze, dar la foarte puțină lume, opinia mea este că această doza patra va fi foarte folositoare abia în momentul în care vaccinul va fi adaptat tulpinilor circulante. Lucrul acesta se va întâmpla din ceea ce știm noi, din ceea ce ne-a informat Comisia Europeană, inclusiv producătorii. Probabil spre sfârșitul lunii septembrie. Ministrul Sănătății a revenit și cu recomandările pentru prevenirea infectării. Populația generală să utilizeze în spațiile închise aglomerate, nu runde masca ca un mijloc de protecție, care, în mod evident, este uh, util. Uh, iar în unitățile sanitare, pentru că în unitățile sanitare avem o legislație care permite uh, controlul transmiterii infecțiilor pe care le numim nozocomiale sau uh, asociate asistenței medicale, acolo personalul medical, uh, pacienții, aparținătorii uh, poartă masca pentru ca să prevenim acest tip de transmitere în unitatea sanitară unde evident există alte riscuri decât în viața de zi cu zi. Aerisirea spațiilor închise este esențială, mai ales acum e vară, nu e niciun fel de problemă să rămâi cu geamurile deschise, cu ferestrele deschise limitează foarte mult transmiterea bolii, deci o măsură care în niciun caz nu este o restricție, este pur și simplu o recomandare pe care poate oricine să o respecte.